și bine ai venit la interviuri muzicale. Pentru început, aș dori să o întreb pe Andra ceva. Andra, profesorul tău de matematică se plângea foarte des că nu ești atentă la ore. Ei bine, ce făceai în timpul orelor de matematică? Rămânem tot în instituția anumită școală, unde Cabron a primit nota 1 la purtare pentru că i-a aplicat o corecție unui coleg, deoarece acesta nu a vrut să-i sufle la extemporalul de la biologie. Spune, Cabron, ce ai făcut când l-ai găsit? Atunci când l-am găsit și la picioare l-am luat, mi-am jurat că nu mă las până la cap. Cu pași mărunți, dar sigur e tot ce contează. Eu sunt pregătit pentru tot ce urmează. Salut, Smiley! Spune-mi, te rog, ce le-ai spus controlorilor RATB în ziua în care au vrut să te amendeze? Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt sau de când sunt pe pământ. Am înțeles. Și pentru că tot am ajuns la tine, spune-mi, colegii tăi de la trupa Simplu, ce stil de dans spuneau că ți se potrivește? Vals, 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 vals. Este aici cu noi și trupa 3 Sud-Est. Salut, băieți! Spuneți-mi, atunci când vă sună o fană și spune că a rămas însărcinată, ce simțiți? Nu-mi e teamă să spun că am emoții. Iubire n-am, fără un gram de emoții. Emoții. Încheiem aceste interviuri muzicale cu trupa Carla's Dream. Dacă Republica Moldova va fi acceptată în Uniunea Europeană, se pare că o mare cantitate de vodcă rusească va dispărea de pe piață. Cum veți reacționa? Lacrimi și pomni în pereți, lacrimi și pomni în pereți. Spune! Lacrimi și pomni în pereți, lacrimi și pomni în pereți. Cea mai tristă frază.